Lecția 107 Adevărul va corecta toate greșelile din mintea mea. Ce altceva poate să corecteze iluziile decât adevărul? Și ce altceva sunt greșelile decât niște iluzii care rămân necunoscute ca fiind ce sunt? Unde a intrat adevărul, greșelile dispar. Pier, pur și simplu, ne lăsând nicio urmă prin care să-ți le amintești. Se sting pentru că, fără credință, nu au viață așa că dispar în neființă, reîntorcându-se de unde au venit. Din țărână în țărână vin și se întorc, căci numai adevărul rămâne. Îți poți imagina oare ce e o stare mentală lipsită de iluzii? Cum te-ai simți? Încearcă să ți amintești un moment, poate un minut sau și mai puțin, în care nimic nu a venit să îți întrerupă pacea, în care ai fost sigur că ești iubit și ocrotit, Încearcă apoi să îți închipui cum ar fi să prelungești momentul respectiv până la capătul timpului și până în veșnicie. Lasă apoi senzația de liniște pe care ai simțit-o să se multiplice de 100 de ori și apoi multiplic-o încă de 100. Acum poți să îți faci o idee, o impresie foarte vagă și nimic mai mult despre starea în care se va afla mintea ta când va veni adevărul. Fără iluzii, nu poate să există frică, nici îndoială, nici atac. Când va veni adevărul, se va sfârși pen pentru totdeauna toată durerea, căci nu va fi loc în care să îți lâncezească în minte nici idei moarte, nici gânduri efemere. Adevărul îți ocupă mintea complet, eliberându-te de toate credințele în efemer. Ele nu își mai au locul pentru că a venit adevărul și nu mai sunt nicăieri. Nu mai pot fi găsite, căci adevărul este pretutinden de-a de acum. Când vine adevărul, el nu rămâne doar un pic ca să dispară mai apoi sau să se schimbe în altceva. El nu își schimbă locul și nici forma nu vine și nici nu pleacă într-un dute vino constant. El rămâne exact cum a fost dintotdeauna, fiabil la nevoie și demn de o încredere desăvârșită, în toate dificultățile aparente și în toate îndoielile stârnite de aparențele pe care le prezintă lumea. Acestea vor fi spulberate pur și simplu, când adevărul îți va corecta greșelile din minte. Când vine adevărul, el adăpostește în aripile lui darul Constanței de pline și o iubire care nu se clatină în fața durerii, ci privește dincolo de ea, ferm și sigur. Iată darul vindecării, căci adevărul nu are nevoie de apărare și de aceea niciun atac nu e posibil. Iluziile pot fi duse la adevăr să fie corectate, dar adevărul stă cu mult mai presus de iluzii și nu poate fi dus la ele ca să le preschimbe în adevăr. Adevărul nu vine și pleacă, nu se schimbă și nu își modifică înfățișarea dintr-una într-alta, evitând să fie capturat și scăpând fără să fie prins. El nu se ascunde, stă în plină lumină, clar accesibil. E imposibil să-l caute cineva cu adevărat și să nu reușească. Ziua de azi aparține adevărului, Dă adevărului ce îi se cuvine și îți va da ce ți se cuvine. Nu ai fost menit să suferi și să mori. Tatăl tău voiește să dispară aceste vise. Lasă adevărul să recorecteze pe toate. Nu cerem ce nu avem. Cerem doar ce ne aparține, ca să putem recunoaște că e al nostru. Astăzi vom exersa pe nota fericită a certitudinii născute din adevăr. Pașii șovăitor și nesigur a iluziei nu sunt demersul nostru de astăzi. Suntem la fel de siguri de succes pe cât suntem siguri că trăim, că sperăm, că respirăm și că gândim. Nu ne îndoim că mergem astăzi pas la pas cu adevărul și ne bizuim pe el să intre în toate exercițiile pe care le facem astăzi. Începe cu o rugăminte adresată celui ce merge cu tine în această întreprindere să fie prezent în conștiința ta în timp ce mergi cu el. Nu ești făcut din carne, sânge și oase, ci ai fost creat de chiar același gând care i-a dat și lui darul vieții. El este fratele tău și îți seamănă atât de mult încât tatăl tău știe că sunteți unul și același. Îți rogi propriul Sine să meargă cu tine și cum ar putea el să lipsească de unde ești tu? Adevărul va corecta toate greșelile din mintea ta, care îți spun că poți fi separat de el. Lui vorbești astăzi și te angajezi să lași să se împlinească funcția lui prin tine. Să împărtășești funcția lui înseamnă să împărtășești bucuria lui. Încrederea lui este cu tine în timp ce spui. Adevărul va corecta toate greșelile din mintea mea, și voi odihni în cel care e sinele meu. Lasă-l apoi să te conducă blând la adevăr, care te va învălui și îți va dărui o pace atât de profundă și de liniștită, încât te vei întoarce cu părere de rău la lumea familiară ție. Și totuși, te vei bucura să vezi din nou lumea aceasta căci vei aduce cu tine făgăduința schimbărilor pe care le va aduce lumii adevărul care merge cu tine. Acestea vor spori cu fiecare dar de 5 minute pe care îl oferi, iar greșelile care împresoară lumea vor fi corectate când le lași să fie corectate în mintea ta. Nu uita funcția de astăzi. De fiecare dată când îți pui cu încredere, adevărul va corecta toate greșelile din mintea mea Vorbești pentru lumea întreagă și pentru cel ce vrea să izbăvească lumea, după cum vrea să te elibereze și pe tine.